Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Tu care ești ocrotirea și mijlocitoarea noastră la Dumnezeu trăime, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea icoanei Tale, pe care de nenumărate ori ai arătat-o făcătoare de minuni prin lucrarea Harului Divin. Ascultă și puțina noastră rugăciune și plinește cererea noastră. Te rugăm, mult milostivă, du rugăciunile noastre la prestolul Sfintei Trăimi, prin care îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra acestei sfinte mănăstiri, de la întemeierea ei și până în acest ceas, prin Tine, acoperitoarea noastră. Nu te sfii, Prea Sfântă, din pricina mulțimii păcatelor noastre, să mijlocești la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, pentru noi care alergăm cu stăruință și credință la Sfânta Ta icoană și cerem să acoperi în toată vremea mănăstirea aceasta, toate bisericile și mănăstirile de la o margine la alta a lumii, precum și pe tot omul care caută întrânsele ajutor și sprijin, cu cinstitul Tău acoperământ, în cinstea căruia a fost ridicat hram și nu-i lasă să fie pradă vrăjmașilor văzuți și celor nevăzuți. Împlinește, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, prin Cel pe care L-ai născut, Domnul nostru Iisus Hristos, rugăciunile și cererile celor de folos ale tuturor pruncilor, copiilor, tinerilor și vârstnicilor, ale celor căsătoriți și ale celor necăsătoriți, precum și cele al ierarhilor, părinților din mănăstiri și parohii, monahilor și monahiilor, schimnicilor și pusnicilor care se roagă pentru țara noastră cea mult încercată și pentru toată lumea Ta, rodind bunele doriri ale ctitorilor de biserici și mănăstiri, de cămine pentru copii orfani sau părăsiți și de așezăminte pentru bătrâni singuri, de spitale și case sociale, precum și ale credincioșilor care se roagă cu zdrobire de inimă și nădejde înaintea icoanei Tale, cele de minuni făcătoare. De asemenea, Te rugăm mult milostivă, Maică, celor aflați în suferințe sufletești și trupești de tot felul, arată-te tămăduitoare și curmă-le suferința. Celor deznădăjduiți din pricina lipsurilor materiale și spirituale, arată-te întăritoare și sprijinitoare. Celor fără de adăpost, fii acoperitoare, profesorilor le dăruiește înțelepciune, studenților și elevilor le luminează mintea pentru înțelegerea bunelor învățături. Celor care veghează la liniștea țării, conducători și ostași, dă-le gânduri bune pentru biserică și țară. Celor care veghează la sănătatea trupească și sufletească a oamenilor, dăruiește-le pricepere și răbdare. Pe cei care călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, și pe cei care sunt în tot felul de încercări, lipsuri, nevoi și necazuri, îi ocrotește cu acoperământul Tău cel puternic. Revarsă mila Ta asupra noastră a tuturor și mijlocește pentru noi lumina iertării păcatelor noastre și împlinirea cererilor celor de folos de la dreptul judecător, pentru ca primind ajutorul și ocrotirea Ta, Născătoare de Dumnezeu, toți deopotrivă, în semn de recunoștință să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh în vecii vecilor.